O zodie care și pentru ei, de fapt, avem o veste bună cu intrarea lui Saturn în semn și în semnul cu... lor, da. Să spunem despre Capricorn că ei și ei se simt un pic mai ușurați, chiar dacă Saturn le-a pus în ultimii 2 ani jumate, aproape 3 ani, le-a pus multe obstacole și multe poveri și au avut multe plăți karmice de făcut. Da. Asta a fost ceea ce trebuia să se întâmple, s-a întâmplat și cred că și ei au căpătat această înțelepciune până la urmă să nu mai vâzlească contra curentului. Ăsta a fost momentul. Acum Saturn o să le aducă exact certitudinile de care au nevoie în semnul lor, mai multă siguranță, pot să-și construiască pe termen lung proiectele de la sfârșitul anului încolo. Dar să revenim la săptămâna viitoare. Elemente care reprezintă mare energie sunt pe socioprofesionalul Capricornului. Acolo este Soarele, acolo este Mercur. Nu putem să spunem că acești Capricorni nu sunt activi, nu au multe interacțiuni, conversații, sunt foarte solicitați, poate chiar să umble de colo-colo din punct de vedere profesional, poate că au de expus multe idei, ei pot fi și în pragul de a scoate un proiect la care au muncit foarte mult, care nu le-a ieșit până acum. Acum pot avea argumentele, pot avea chiar și fondurile de la sfârșitul săptămânii încolo cu care să susțină aceste proiecte. Ei se pot întovărăși, asocia cu noi persoane. Ținem cont de faptul că de la sfârșitul săptămânii mai toate planetele sunt acolo pe socioprofesional. Este vorba de Venus, este vorba de Soare, este vorba de Mercur și e adevărat că această zonă benefică pe care o reprezenta Jupiter, cu tot ce a însemnat expansiune, înțelepciune, cu echilibru pe care l-a adus totuși în balanță acolo pe socioprofesional, Jupiter se mută pe casa 11, care este o casă a planurilor de viitor. Este o casă a viziunii. Este o casă oarecum în care ai primit ceva beneficitate în sectorul tău socioprofesional. Acum poate că este cazul ca și Capricornii să se gândească cum să dea mai departe. Jupiter pe casa a 11-a aceasta este o casă a mentorilor, protectorilor. Jupiter este un protector, dar este și casa voluntariatelor, societăților de binefacere, este casa scopurilor comune, a preocupărilor legate de categorii sociale defavorizate. De aceea le recomandăm capricornilor cărora le-a mers bine în acest ultim an din punct de vedere profesional, care au avut câștiguri mai mult sau mai puțin semnificative. Mie mi se pare pentru Capricorn un concept foarte interesant acela de a da 10% din veniturile tale în scopuri umanitare. Pe ei i-a ajutat Jupiter aici. Poate că au câștigat mai mult, poate că mai puțin, dar este bine să dea și ceva înapoi acum pe ultima sută de metri jupiteriană ca să poată primi și ei beneficitatea pe casa 11-a și o altă viziune legată de viitor. Cu adevărat au avut griji, au avut o felul de responsabilități cu acest Saturn dur pe ultima casă astrologică, opusul a ceea ce urmează, de exemplu, pentru săgetător, acel confort sufletesc. Da. Iată, pentru Capricorn, spuneam, ar fi cazul să îndepărteze grijile fără fundament, tot ceea ce vine ca un soi de apăsare către ei, pentru că nu mai este cazul. Pluto deja a căpătat foarte multă forță, cel puțin săptămâna aceasta este extraordinar de bine aspectat și de Venus, de Marte, de Neptun. Și într-adevăr primește acele două aspecte disonante pe zodia balanței Mercur și Soare, dar ei trebuie să înțeleagă faptul că orice relansare, orice negociere bună, orice factor de noroc are nevoie de liniște interioară. Chiar dacă au fost și momente și mai sunt marcaje care poate îi se par nedrepte sau poate îi tulbură, bine, de fapt, esența acestei perioade care urmează este pentru Capricorn să se debaraseze de tot ce nu le face bine și tot ce nu le priește și să se concentreze pe acele zone care din punct de vedere energetic sunt superioare, care le fac bine. Fie o profesie care este foarte bine făcută, bineînțeleasă, fie acele persoane care au preocupări cu care ei sunt compatibili, fie oamenii care vin cu bucurie către ei, fie chiar și în dragoste, o zonă care oricum
pare benefică. Se evite tot ceea ce este prea alambicat, prea controversat, prea conflictual și așa mai departe. Nu este o perioadă în care le putem spune mergeți la luptă liniștiți că veți câștiga. Sunt destul de tracasați interior, destul de devitalizați și Saturn le este oarecum nefast. Deci da. Ideal ar fi să fie deștept, să fie înțelepți și să se elibereze de orice fel de lucru care nu vine în firescul lui, să se concentreze doar pe acele lucruri care sunt foarte, foarte pozitive din start. Nu să încerce ei să le transforme din negativ în pozitiv, pentru că este foarte greu. Și mult consum energetic. Așa fără este, rezultate revenind garantate. După publicitate și cu previziuni pentru nativii vărsători.